O nouă probă, ultima de altfel a examenului de bacalaureat. Astăzi, absolvenții au susținut proba scrisă a disciplinei aleasă de ei. Ca și la celelalte două examene, s-au înregistrat absenți. La ultima probă a examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022, din 2706 candidați înscriși, au fost prezenți 2584 de elevi, 122 dintre aceștia fiind absenți la această probă finală. Absolvenții de liceu vor afla primele rezultate ale examenului de bacalaureat 2022, sesiunea de vară, pe data de 27 iunie. Cei care nu promovează se pot înscrie la sesiunea din toamnă.